aprobarea Consiliului Local după o ședință ordinară, normală comună, după un bilet de acolo, conformitate cu prevederile articolul 133 alineatul 1, articolul 134 alineatul 1 litera A și articolul 196 alineatul 1 litera D, din ordonanță de urgență a Guvernului României, numărul 57/2019, privind codul administrativ dispune. Articolul 1. Se convoacă Consiliul Local cu o ședință publică ordinară în data de 19 octombrie 2021, orele 12, la sediul Comunului Cotrarul Buciului. Proiectul ordinii de zi este următor. 1. Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Bucium în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Educației la Școala Gimnazială Comuna Bucium, inițiator primarul Comunii. 2. Proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Bucium pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 03/11/2021, inițiator primarul Comunii. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării anexei 10 de regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare numărul 556/2006 din 29/11/2010, inițiator primarul Comunii. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare, inițiator primarul Comunii. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de echipamente de colectare a deșeurilor municipale cu biere și a formatului contractul de asociere cu județul Bacău pentru extinderea capacității de colectare a deșeurilor municipale din OATM Bucium, inițiator primarul Comunii. 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării statutului de funcții și organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunii. 7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici autorizați și a devizului general actualizat conform ordonanței de guvern numărul 15/2021 pentru obiectivul de investiții extindere de rețea de alimentare cu apă în satele Bucium și Lătăuți, Comuna Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunii. 8. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizat și a devizului general actualizat conform ordonanței de guvern numărul 15/2021 pentru obiectivul de investiții extindere de rețea canalizare în satele Bucium și Lătăuți, Comuna Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunii. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de diferențare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție modernizare prin asfaltare drumul de interes local în Comuna Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunii. 10. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Bucium pe trimestrul 4/2021, inițiator primarul Comunii. 11. Diverse. Doamna președintă. Punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru, vă rog? Mulțumesc. Supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Mulțumesc. Au fost votate. Domnule primar, aveți cuvântul pentru a ne expune proiectul de hotărâre de la punctul 1. Referat de motivare privind intrarea proiectului de hotărâre referitor la desemnarea reprezentantului Consiliului Local Bucium în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Educației la Școala Gimnazială Comuna Bucium. Doamne și domnule consilier, urmarea solicitării formulată prin adresa numărul 907/2401 de Școala Gimnazială Bucium de a desemna un reprezentant al Consiliului Local Bucium în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Educației a anunțat acest proiect de hotărâre prin care se oferă posibilitatea ca în plenul acestei ședințe să se facă și alte propuneri față de cea stipulată în conținutul proiectului. În conținutul proiectului de hotărâre am formulat propunerea pentru doamna consilier Corneana Mariana, pe considerentul că doamna consilier este o persoană cu inițiativă, receptivă la solicitările care s-au adresat și cu dorința și capacitatea de a se implica în diferite activități. O nume ca în urma hotărârii dumneavoastră să consimțiți această propunere sau să propuneți alte persoane pe care le considerați mai potrivite. Mai precizez că inițierea proiectului de hotărâre are ca temei legal ordonanța de urgență numărul 75/2005, privind asigurarea calității educației cu modificări și completări ulterioare, respectiv articolul 11 în care se precizează că, la nivelul fiecare organizație furnizoare de calitate educației din România, se înființează Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. Componenta Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unității de învățământ preuniversal cuprinde 1. Reprezentanți al corpului profesional, aleși prin vot secret al de Consiliul Profesional, un reprezentant al sindicatului reprezentativ desemnat de acesta, un reprezentant al părinților în cazul învățământului preșcolar, primar, gimnazial sau liceal, un reprezentant al elevilor în cazul învățământului profesional, liceal și post-liceal,
un reprezentant al Consiliului Local. Având în vedere cele menționate, rog aprobarea proiectului de hotărâre în formă prezentată. Doamna președinte. Mulțumesc. Doamna Motoveanu, aveți cuvântul. Mulțumesc. Ca numele de faptul că doamna Consiliului o persoană care s-a indicat la fi la felicitările adresate, membrii Comisiei nu au stat în propunere și acum de acord să fie rămită ca membrul Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității Educației în Unitatea Școlară Buciu. Mulțumesc. Dacă sunt înscrieri. Doamna Corneanu, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Apreciez faptul că v-ați gândit la mine. Bănuiesc că voi face față cererii celor care se impun și faptul că un membru PNL poate sprijini activitatea școlii este foarte important în momentul de față. Mulțumesc. Mulțumim. Dacă nu mai sunt înscrieri, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiectul a fost votat. Domnule primar, aveți cuvântul pentru a ne expune proiectul de hotărâre de numărul 2. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al comunității administrative teritoriale Comuna Buciu pentru ședința adunării generale a acționarului SCE Compania Regională de Apă Bacău SA din data de 03.11.2021. Doamne, domnul consilier, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, prin adresa numărul 361-3690, din 6-10-2021, înregistrată la primăria Buciu, sub numărul 3619, din 6-10-2021, argumentează necesitatea adoptării de către toate unitățile administrative teritoriale, asociate a proiectului de hotărâre privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al unităților administrative teritoriale în adunarea generală a acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău, ESA, la care Comuna Buciu este acționar. La baza argumentării se află legea serviciilor comunitare de utilități publice, numărul 51/2006, republicată cu modificări și completări ulterioare, care ne spune, la articolul 10 alineatul 4, că unitățile administrative teritoriale vor mandata în condiții de lege asociațiile de dezvoltare intercomunitară, având ca scop serviciile de utilități publice prin hotărâri ale autorităților deliberative, se exercite pe seama și numele lor dreptul de a delega gestiona gestiunea serviciilor de utilități publice, transferate în responsabilitatea asociațiilor, inclusiv dreptul de a pune la dispoziție sisteme de utilități publice aferente serviciilor de utilități publice transferate. În acest scop, hotărârea autorităților administrației publice locale privind mandatarea și actele juridice de constituire a oricărei asociații trebuie să conțină prevederi detaliate și complete privind condiții de exercitare de către acestea mandatului special înființat. Iar la articolul 10 alineatul 5 se prevede că unitățile administrative teritoriale pot mandata asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop servicii de utilități publice în condițiile stabilite prin actul constitutiv și statutul asociației, să exercite în numele și pe seama lor atribuțiile, drepturile și obligațiile. Exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor este condiționată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităților deliberative ale unităților administrative teritoriale membre ale asociației. Ordonanța de guvern numărul 109/2011 privind guvernanța corporativă al întreprinderilor publice cu modificări și completări ulterioare prevede următoare. Actul constitutiv al SCE Compania Regională de Apă Bacău SA dispune imperativ următoare. La articolul 8 alineatul 3, că drepturi și obligațiile aferente calității de acționar, persoanele juridice sunt exercitate și respectiv îndeplinite de către mandatarea acestor în conformitate cu hotărârile Consiliului Local, respectiv Consiliul Județean după caz. La articolul 10 alineatul 2, că acționarii sunt reprezentați în NAGA prin mandatari cu procură specială emisă potrivit normelor proprii ale acționarului. În vederea protejării drepturilor unităților administrative teritoriale, care cu bună credință își asumă obligații și prefigurează că executarea unor drepturi în urma încheierii actului juridic, este necesară a se stipula posibilitatea exercitării de către mandatar atribuțiilor în baza unui mandat special, acel cum decurge de la actul constitutiv al SCE Corporat ESA. Atestat de către consilier juridic Luca Monica Elena, sub numărul 73 din 15.05.2020. Actul de reprezentare mandatate obligă reprezentantul legal, mandatarul, să respecte limitele stabilite de actul adoptat
în acest sens, neputând schimba elemente ale actului sau faptului juridice pentru care au fost mandatat. Actul special de reprezentare este de strictă aplicare. Reprezentantul legal sunt obligat să acționeze numai în limitele acestuia. În conformitate cu actele constitutive, ale adic și respectiv SCK-BSA și în aplicarea dispozițiilor legale speciale în materie s-a identificat necesitatea adoptării unui act administrativ de autoritate care să delimiteze atributul reprezentantului legal al unității administrative teritoriale în cele două entități juridice și să stabilească cu exercitate limite între care pot fi exercitată atribuția respectivă, fiind astfel determinate expres acte sau fapte juridice pentru care este împuternicit reprezentantul legal mandatar. Având în vedere cele menționate, considerăm necesară și oportună inițiativa având ca obiect stabilirea limitului de reprezentare a reprezentantului legal al Comunei Cursul Naturală Generală Națională SCE, Compania Regională de Apă Bacău, SA, motiv pentru care propun spre aprobare proiectului de hotărâre așa cum a fost întocmit. Doamna președinte. Dacă sunt înscrieri la discuții pentru acest proiect, nu, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, proiectul a fost votat. Domnul Răzvan a venit cu mulțumesc. Referat din motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării anexei 10 regulamentul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare la contractul de legare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare numărul 556/2006 din 19/11/2010. Doamne și domnule consilier, având în vedere adresa ADIC numărul 786/10/2021, registrată la OTR Buciuc, cu numărul 3621/6/10/2021, prin care asociația a solicitat adoptarea unui hotărâri a Consiliului Local privind aprobarea modificării anexei 10, regulamentul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, numărul 556/2006, din 19/11/2010, precum și acordarea mandatului special în cadrul adunării generale asociației în vederea exercitării votului, am inițiat proiectul de hotărâre prin care am propus aprobarea modificării regulamentului a contractului și a metodologiei de stabilire a tarifelor pentru servicii de monitorizare a poluanților din apele evacuate de agenții economice în rețeaua de canalizare publică. Prin proiectul de hotărâre supus pe dezbatere și raportare, Consiliul Local Buciuc se propune aprobarea modificării regulamentului serviciului public de alimentare și cu apă și de canalizare, precum area de delegare, avându-se în vedere modificările și completările legislative, respectiv modificările aduse lege numărul 241/2006, a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin legea numărul 224/2015, precum modificarea și completarea legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare numărul 241/2006, legea numărul 196/2018, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor și legea numărul 114/1996 a locuinței. În regulamentul supus aprobării se propune un model de contract de prestare și furnizare a serviciului de alimentare și canalizare unic, atât pentru operatorii casnici și pentru ceilalți casnici. Totodată se propune posibilitatea de a citi conturii din 3-3 luni cu emiterea lunară a facturilor, în baza unui consum estimat în funcție de istoricul consumului, pentru o perioadă anterioară similară și regularizarea consumului facturat pentru cele două luni anterioare. O altă modificare propusă se referă la stabilirea pentru utilizatorii casnici a cantității de apă preluată în rețeaua publică de canalizare la nivelul procentului de 100% din volumul de apă. Prin modificarea metodologiei privind stabilirea tarifelor pentru serviciul de modernizare calitativă și cantitativă a poluanților din apele uzate evacuate de agenții economice în rețeaua de canalizare publică aflată în administrarea operatorului SCK-BSA, se propune înlesnirea comunicării și clarificarea unor situații care pot genera confuzii. Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind funcționarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, definește condițiile și modalitățile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, precum și relațiile între operator și utilizatorii acestor servicii. Rog să aveți în vedere faptul că OATM Buciuc, deși nu a delegat serviciul de alimentare cu apă și canalizare către CRAB, în virtutea faptului că este membru fondator, ADIP, avem obligația de a analiza și hotărâ asupra tot ce are legătură cu asociația.
Pentru aceste considerente rog analiza și aprobarea proiectului de hotărâre în formă prezentată, proiect de hotărâre ce conține modificarea și actualizarea conform prevederilor legislației în domeniu, a regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare respectiv, anexa 10 a contractului delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare numărul 556/2006 de 19/11/2010. Doamna președintă. Domnule primar, vă rog să ne expuneți proiectul de hotărâre de la numărul 4. Referat din motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor, tarifelor pentru serviciile publice, altele decât cele de alimentare cu apă și de canalizare. Doamne, domnul consilier, având în vedere adresa ADIC numărul 781 din 6-10-2021, prin care asociația a solicitat adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice alte decât cele de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, precum și acordarea mandatului special în cadrul adunării generale a asociației în vederea exercitării votului privind aprobarea și completarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectuează operatorul și adresa SC Compania Regional de Apă, Bacău SA, numărul 975 din 2101-2021. Ținând cont de referatul de necesitatea am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am dat concurs solicitării formulate de ADIC. După cum știți deja, Oatei Bucim este membru Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, asociație constituită în scopul reglementării, înființării, organizării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență al unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a serviciului. Unul din obiectivele asociației este să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspecte de dezvoltare și de gestiune a serviciului de apă și apă uzată în scopul de a coordona politicile și acțiuni de interes intercomunitar. Așa cum am precizat, poate Bucium nu a delegat serviciul de alimentare cu apă și de canalizare către asociație, însă în virtutea calității de membru fondator la constituirea acesteia, trebuie să-și asume obligațiile ce depun din această calitate și, prin urmare, trebuie să hotărască și să apropie în toate problemele de interes pentru asociație. Detalierea prețurilor și a tarifelor pe care le supun analizei și aprobării astăzi este prezentată în anexele 1 și 2. Față de cele prezentate, supun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în formă prezentată. Doamna președintă. Domnul Votar, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Membrii comisiei sunt de acord cu proiectul propus. Mulțumesc. Înscrieri, vă rog. Înscrieri și punem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost votat. Domnule primar, aveți cuvântul pentru a ne expune proiectul de hotărâre la numărul 5. Referat din motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de echipamente de colectare a deșeurilor municipale, pubere și a formatului contractului de asociere cu județul Bacău pentru extinderea capacității de colectare a deșeurilor municipale din Oatei Bucium. Doamnă și domnul consilier, prin adresa transmisă de Consiliul Județean Bacău, înregistrată la instituția noastră sub numărul 3578 din 5-10-2021, s-a comunicat cu vederea Consiliului Județean Bacău numărul 106 din 29-09-2021 și s-a solicitat adoptarea unui hotărâri din partea Consiliului Local Bucium pe care se exprime acordul cu privire la numărul echipamentului de colectare de tip pubere pentru colectarea deșeurilor municipale de pe raza comunei Bucium, respectiv aprobarea formatului standard al contractului de asociere ce urmează a fi încheiat cu județul Bacău pentru extinderea capacității de colectare. Față de această prezentare, am inițiat prezentul proiect de hotărâre în care anexele căreia am propus în conformitate cu cele stabilite de județul Bacău, aprobarea numărului 25 pubere care vor ajunge la Oatei Bucium în urma încheierii contractului de asociere prevăzut în anexa numărul 2 la acest document. Dar fiind acest aspect, rog să dezbateți pe marginea proiectului prezentat și să-l aprobați. Mulțumim.
Doamna Moldoveanu, aveți cuvântul. Membrii comisiei au aprobat favorabil și constatăm acest proiect inițial pe domnul. Mulțumesc. Înscriere, vă rog. Atunci, spunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Proiectul a fost votat. Domnule primar, aveți cuvântul. Vă rog să ne copii. Pe ușă. Letera de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Buciu. Doamne, domnul consilier, motivat de încetarea capotului de serviciu al funcționarului public de execuție făcutul Eugenea, inspector în cadrul compartimentului urbanist tehnic, situații de urgență cu începere de la data de 1 septembrie 2021 și de încadrarea pe postul de natură contractuală de șofer transport microbus școlar a unei alte persoane, respectiv Cristian Gabriel, în locul domnului Alexandru Ionel Daniel, cu începere de la data de 1 martie 2021 și în baza referatului de necesitate prezentată am inițiat prezentul proiect în care am propus modificarea corespunzătoare a statutului de funcție și organigramă. Astfel la coloana 2, referitoare la numele și pronumele persoane din anexa 1, statul de funcție s-a înscris la poziția 16 vacante, la poziția 23 în loc de Alexandru Ionel Daniel s-a înscris Cristian Gabriel, având în vedere necesitatea armonizării actuale hotărâri de Consiliu numărul 4 din 30.01.2020 cu modificările survenite în cursul anului 2021, propun aprobarea proiectului de hotărâri. Doamna președinte. Mulțumim. Doamna Moldoveanu, aveți cuvântul. Mulțumim. Membrii comisiei au fost de acord cu Consiliul de Consiliu. Dacă sunt înscrieri, punem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiectul a fost votat. Domnule primar, aveți cuvântul. Referat de motivare la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizat și avizul general actualizat conform ordonanței de guvern numărul 15/2021 pentru obiectivul de investiție extindere rețea de alimentare cu apă în satele Bucium și Răcăuț, comuna Bucium, județul Bacău. Doamnelor, domnilor consilieri, motivat de apariția ordonanței de urgență a guvernului României numărul 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare care prevede că prețurile contractelor de achiziție publică se ajustează în funcție de evoluția prețurilor la materialele de construcție și având în vedere faptul că în momentul de față se derulează lucrările la investiția extindere rețea de alimentare cu apă în satul Bucium și Răcăuț, comuna Bucium de Țubac. Am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizat și avizul general actualizat. Conform actului normativ invocat mai sus, autoritățile contractante primesc și înregistrează solicitări din partea contractanților în vederea ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materiale pentru restul rămas de executat. Ulterior depunerea acestor cereri, autoritățile contractante trebuie să încheie acte adiționale. După încheierea acestor acte adiționale, se pot solicita de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației suplimentarea valorii contractelor de finanțare. Întrucât am putea și noi să beneficiem de aceste prevederi, am actualizat indicatorii tehnico-economici și de vizul general pentru această investiție pentru a putea face solicitarea sumelor pe baza aprobării date de Consiliul Local. Având în vedere importanța acestei investiții, consider o necesitate aprobarea celor despre care am făcut vorbire mai sus, astfel încât rog analiza și dezbaterea proiectului de hotărâre. Mulțumesc, domnule primar. Mulțumesc, doamna președintă. Membrii comisiei sunt de acord cu proiectul propus. Mulțumesc. Mă scrie, foarte important să se termine lucrarea asta. Da, s-a fiindcă prețurile au sărit mult la mare, se actualizează și spune că ne mai dă niște bani. Și pentru aceasta trebuie făcute hotărâri, cu 5 și tot ce trebuie. Dacă nu mai sunt înscrieri, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiectul a fost votat. Domnule primar, vă rog să ne expuneți proiectul de hotărâre de la numărul 8. E același problemă, numai că e la fel cu celălalt. Aici au fost vorba de apă, aici este vorba de canalizare. Nu vă mai citesc, da. Doamna președinte, cred că... Da. Mulțumim. Să treci votat. Ne depărtăm de două. De asemenea, ne vedem comisii să dea cu proiectul propus. Mulțumim. Înscrie.
Punem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Proiectul a fost votat. Domnule primar, proiectul de hotărâre numărul 9, vă rog. Referat de motivare, la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea cererii de finanțare și a dezvizului general estimativ pentru vehiculul de investiții modernizare prin asfaltare drumul de interes local în comuna Pucu, județul Bacău. Doamne, domnul consilier, motivat de intrare în vigoare a ordinului numărul 1321 din 2021 al Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației pentru aprobarea standardelor de coste aferente obiectivelor de investiții prevăzute la articolul 4, aliniatul 1, litera A și C, din ordonanță de urgență numărul 95/2021, pentru aprobarea Programului Național de Investiții Angel Salini și are articolul 6, aliniatul 1, litera B, din ordinul numărul 1333/2021, la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor ordonanței de guvern numărul 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții Angel Salini, pentru categoriile de investiții din care face parte și obiectivul modernizare prin asfaltare drumul de interes local în comuna Bucu, în județul Bacău, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am venit cu propunerea de a introduce cererile de finanțare și actualizare a devizului general întocmit anterior pentru acest proiect. Despre proiectul de modernizare prin asfaltarea drumurilor locale, ați luat la cunoștință cu ocazia aprobării bugetului pentru anul 2021, dar și cu ocazia prezentării cu raportul anual cu privire la starea economică, socială și de mediu al comunei Bucu în anul 2020. Nu știam la acel moment când vom putea introduce un astfel de proiect, e o sursă de finanțare, însă, în momentul de față, având în vedere apariția vorbului despre care am făcut vorbire, vom încerca să introducem investiția de lista celor eligibili în cadrul Programului Național de Investiție Angel Salini. Întrucât am putea și noi să beneficiem de această șansă, am devizul general pentru această investiție și este nevoie de aprobarea dumneavoastră dată pentru o hotărâre. Având în vedere importanța acestei investiții, consider o necesitate aprobarea celor despre care am făcut vorbire mai sus, astfel încât loc analizat și dezbate proiectul de hotărâre. Mulțumim. Domnule, mulțumesc, doamna președintă. Membrii comisiei sunt de acord cu proiectul de hotărâre. Mulțumesc. Dacă sunt înscrie și aici la fel, atâta vreme când proiectul era, deviziul era, e un păcat să încercăm să primim bani, totuși. Aici este vorba, acum vreo 3 ani am avut 18 km de asfaltare în toată comuna. A căzut programul de investiții, acel program a fost șters. Și acum asta e... Programul Angel Salini. Angel Salini, poate avem un loc. Am depus pentru 5 km de asfaltare, acum a trăit foarte mult. Acum 3 ani, cu 250 miliarde, făceam 18 km și acum cu 120 facem 5. Prețul a plecat foarte mult. Și dacă am avea norocul de a prinde măcar ăștia 5 în satul Bucium, câteva drumuri, dar câteva drumuri care să unească cu drumul comunal, bisericile cu drumul comunal. Mulțumim. Punem la vot acest proiect. Cine este pentru? Mulțumesc. Referat de motivat la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea rectificării bugetului local al comunei Bucu pentru trimestrul 4 anul 2021. Doamne, domnule consilier, proiectul de hotărâre pe care îl supunem astăzi dezbatere dumneavoastră se referă la rectificarea bugetul local de trimestrul 4 anul 2021 cu suma totală 50.000 lei, sumă rezultată din influența bugetului local ca urmare a repartizării făcută de AGFT Bacău prin adresa numărul 2081 din 11/10/2021. După cum ați putut observa din studiul documentului, influențele au fost la estimarea cotei de 14% și la TVA, sumă provenită din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului. În ceea ce privește repartizarea sumei la partea de cheltuieli, am considerat prioritatea întreaga sumă să meargă la serviciul de alimentare cu apă al comunei Bucu pentru plata facturilor nedecontate la apă, dar și la cele reprezentând consumul de energie electrică pentru funcționarea serviciului. Având în vedere argumentele prezentate, rog să supuneți dezbatere și aprobări proiectul de hotărâre prezentat. Domnule Nicotaru. Mulțumesc, doamnă
președintă. Membrii comisiei sunt de acord cu proiectul propus. Mulțumesc. Înscriere. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat, votat. Diverse. Probleme dacă aveți probleme legate de interesul. Întrucât nu sunt înscrie, declarăm ședința închisă. Mulțumim.